Astăzi a fost ultima zi în care fermierii au mai putut depune cererile unice de plată pentru anul 2016 fără penalizări. Beneficiarii plăților sunt fermierii activi, persoane fizice sau juridice, care desfășoară activități agricole ca utilizatori legali ai suprafețelor de teren agricol sau deținători legali de animale. Până în prezent la Apia Giurgiu, 12.833 de fermieri au depus cererile unice de plată. Persoanele care vor depune cererile în perioada 11 iunie-5 iulie vor fi penalizate pentru întârziere. Astăzi este ultima zi de depunere a cererilor unice de plată. Ce pot să vă spun este faptul că din 13.829 de cereri s-au depus până în ziua de ieri, 12.833 de cereri pe o suprafață de 177.133 de hectare. Este o suprafață mai mică decât anul trecut, ceea ce înseamnă că sunt fermieri care vor depune în perioada de penalizare, adică 25 de zile începând de mâine, ceea ce înseamnă că vor depune cu penalizare de 1% pe zi. Fermierii își vor primi banii pentru cererile depuse pentru anul 2016 în luna octombrie a acestui an dacă se aprobă plata avansului. Dacă avansul nu va fi aprobat în luna octombrie, banii vor fi virați în perioada 1 decembrie 2016-30 iunie 2017. În prezent, Apia Giurgiu efectuează plățile cererilor unice de plată depuse pentru anul 2015.